Salutare, băieți, și bine ați venit la nou episod. Băi, știu că mi s-a zis de la Turcu și un alta că, am zis, că băiatul ăla Alex a murit. Asta e, ce să zic. Nu mă întrebați ce e cu asta. Și am zis în felul următor. Băi, nu sunt sigur că asta s-a întâmplat. Vreau să mă asigur și am un prieten. Mi-a mai rămas unul din mulți prieteni care pe cine trebuie să sun. Ca să vină până aici să vorbim ceva, știi? Hai să începem să sunăm și să vedem ce zice, dacă are timp. Salut, Moz! Alo, da? Ce faci? Sunt... Foarte bine, tu? Da, ia aici la ponton. Auzi, ai avea timp să vii până aici la pontonul mare să mă ajut cu ceva? Da, sigur, sunt chiar prin zonă. Într-un minut sunt în Bine, fața hai ta. de aici la pontonul în spate. Într-un minut sunt acolo. Hai, Bun, bun. salut! Hai, ceau, ceau. No, și cum am zis, trebuie să mă duc să fac niște chestii. O să vedeți pe parcursul acestui videoclip, așa că nu uitați de butonul de like și subscribe. Și vă aștept cu o aplicație la anul. Security. Băieții sunt chiar de treabă. Cine a fost sau cine îi știe de chestia asta. Și da, hai să dăm drumul. Vizionare plăcută. Deci acum trebuie să-l așteptăm pe băiat încetuc să vină. Să vorbim cu el. Elei, oare? Aha. Păi, și-o luat mașina. Ce Ziua, fa, Moze. salut. Mă auzi? Salut. Da. Fii atent, știi de ce te-am sunat, Cred că am o idee, da. nu? Noi, știi că mai de mult părinții mei, părintele meu a fost omorât. Știu, da, mi-am Cine povestit. sunt ăștia? Nu știu, nu este. Și ce bine că a plecat. Și faza care? E că vreau să intri într-un sediu, o să-ți dau câți bani ai nevoie. Vreau să intri într-un sediu să iei niște informații acolo, niște documente. Super. Bun, știi sediul, Da, cred că am o idee, nu? dar Bun. Te duci sus, urci pe scări. așa. Intri, te duci sus repede, dar ai mare grijă, cum nu e nimeni acolo. Ok, am mare Bun. grijă. Bun. Banii ți-a dat la final. Sigur, te sun când termin toată Da, afacerea. da, da. Hai că mă Hai. duc. Mă duc încet. Da. Pa, pa, ne auzim. Mă suni. Da. Ce fac eu acum? Mă duc după el. Hai că s-a blocat, da, che? Cheia lui Dumnezeu? Hai că îmi bag piciorile. Bun. Du-te, 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 că mă duc eu după tine oricum. Ar trebui normal să mai stau, da? Asta, hai să mergem până la el să vedem care e toată schema. Să vedem dacă se poate descurca. Noi să-l urmărim din spate, știi? Hai, du-te, tata. Ce fain arată BMW-ul ăsta, să-l trag una. Bine, bărcile, mă rog, asta de... Așa nu-mi băgați de seamă că na. Unde s-o dus cu aia? De dacă mi-a tras apa, să mă duc până la situl la anul. Să văd dacă e acolo. Un pic mai încoace. Eu cred că o luat-o pe stânga, știi? Prin stânga. Băi, dar unde omul ăla, mă? Ia să vedem. Am înțeles, mare jaf ce e aici, ești nebun? Nu, am ales chestia asta ca să știți. Că am ales chestia asta ca să văd dacă chiar oamenii mă urmăresc sau ceva. Bă, dar unde? Văd o mașină pe aici. Am înțeles, să ducem eu ca plus în plic, ești nebun? Iar și Bugs Bunny, ce să mai duc așa? Bun. Hai să mai dăm vreo două ture și mergem încetul că înăuntru. Să vedem care... Hai cu ei! Mă scuza de limbaj, nu? Ele pe Vasi, moșu, nebunul nostru. Dar pe altcineva nu văd pe aici. Unde sunt ăștia, mă? Aia să mă bag pe aici. La o poveste. Zona asta cât mai repede.
Vase, ce fă mă? Las că vine Corleone. Ce mă? Te pot ajuta cu ceva? Nu, domnule. Păi și atunci? Nu, am stat aici să mă recreez puțin. Mm-hmm. Sau vrei să intri înăuntru și nu știi ce să faci? Hai să vedem. Am impresia că e cineva pe aici care... Băieții știu că de-aia vin. Hai să văd, mă duc până sus. Azi am muncit de... Au ei. Azi atât am muncit. Am impresia că e cineva pe aici. A, nu e copilul pe aici. Aoleu, ce face? Ce-a... Mamă, frate, dar nu așa trebuia să se întâmple. Am fugit. Am fugit. Ia, vedeți cine este. Auzi. Fii atent. Ia, hai. Mâinile sus la vedere, înaintează. Și coborâm frumos jos, că avem să spunem niște întrebări. Ce dracu, mă, se aude de acolo? Am, că am înțeles. Se aude de acolo? Repede. Am înțeles, aduc mașină în prostie aici. Trag în diucul tău, bă. Mașina tău. Ăsta e prietenul nostru, știi? Am înțeles. Maracțu... Felicitări, tată, ești... Ia să merg până să ne uităm. Eu, ce-i costam? Bă, care ești? Eu? A, tu erai. Hai că uite, avem aici un infractor. Infractor. Ia, hai să sunăm pe mine. Hai să mă duc până sus. Dacă l-o prins, e clar. Unde dracului eu putut căuta asta, mă? Băi, auzi, mă. Păi de aici e actele, frate. De aici e. Nu. De te înăuntru, zic și eu. Sau? Care vreți un televizor? Un monitor? Mm-hmm. Mamă, ce adică asta pe aici. Ești după la cap. Ia să iau repede. Ce enervant e. Bă, frate, lasă-mă cu prostia aia. Așa. Hai să iau repede hârtia și... Fuge. M-au prins ăștia, mă, aici, mă, erau aici. Unde ești, mă, exact? Unde te-ai dus? M-au băgat la beci, mă. Serios? Serios, m-au prins când furam, când au luat dam. Păi și ce-o zis? Păi au zis că mâinile sus, că m-au băgat la beci și mi-au zis să-i zic cine m-a trimis. Hai că mă duc până acolo, repede jos. Hai, vino. Nu zice prea mult. Aoleu, ai auzit că țică 5 minute dacă nu mă omor. Hai că vin repede. Hai, repede. Ce facem, Duda? Ce facem? Nu e ok. Bun. Îl avem la noi. Am înțeles, se trage. Mai normal, hai să ascund eu pe undeva. Documentele astea, iară aici. Așa. Le iau cum vin. Unde le pun? Normal, la BC aici ar trebui să fie, hă? Aveți grijă, aici lângă mine stați, nu acolo colegii. Ce ați făcut cu asta aici, măi? L-am prins furând date, toate datele. Păi, cine l-a trimis? Păi, nu știu, acum l-a sunat pe șeful lui și trebuie să vină. Iar zis că dacă în 5 minute nu vine... Ia ridică de-n picioare. Gata, m-a ridicat. M-a ridicat. Pune tot. Fugi. Du-te, fugi! Nu sta! Fugi! Fugi! Te trecu! Hai repede la mine mașina! Trebuie! Hai cu ei! Amoară, falina! Du-te! Hai! Hai, mă! Hai, bă, fugi! Dă-i în goarnă! Mamă!
Am înțeles. A, m-am scăpat. Hai că nu trage ăla, băgam ești pula în familia lui. Hai de pula mea, de-aia trage mă după ăsta dacă vine după noi. M-auzi? M-auzi mă? Păi m-auzi? Hai să mă duc aici. Stai că după ce vorbesc la telefon trebuie tot timpul să fac asta. M-auzi mă? Coi l-a omorât pe ăla? Unde e ăla? Am înțeles, s-a complicat treaba, hai să mă duc să-l caut. Mamă. Hai că și ăla trage în prostie, să mor eu. În loc de... Așa mai departe, el trage, că el e Batman. Am o hasă să-l recuperăm pe ăla. Nu știu cine le dă voie să... Hai, la mea, unde ești? M-au omorât băieții de la Jaf. A, dată! Uite, ăștia m-au omorât. Bă, ba, pun ei. Na, ce, pula na, na. Ce pula mea murmărești, mă? Băi, dar ești prost? Omule, avem roleplay organizat și voi trageți în noi, aveți? Ce spui? Avem roleplay organizat, avem live și voi trageți în noi la Jaf, când nici noi nu suntem la Jaf. Ce, eu am zis doar să vă, eu am zis doar să vă zic să ne călcați lumea. Cine a călcat lumea? Voi. Eu nu-s la volan, vorbește cu ăsta. Cine s-a călcat lumea, mă? Cu mașina asta. Da. Vreți o presfilmare acum și să-mi bag pula în voi? De ce? Cu aia e o filmare, nu pot să fac, că voi începeți înainte să trageți, să dați anunțul? Dar nu vorbește cu mine. Aha, atunci cine a început să treagă? Eu am venit doar să vă zic să mă culcați bine. Nu am culcat pe niciunul, stai calm. Hai mă, lasă. Continuă, continuă. Hai că și așa. Mersi poliția, one tap, da, mersi, vă pup. Apropo, m-auzi? Da. Înainte să editez, adică până să termin roleplay-ul, cheamă-mă după aia cu adminul dacă vrei să mă cauți. Nu mă chema acum, maxim 5 minute așteaptă. Ce spune? Mai spune. Deci să nu primesc TP în timpul roleplay-ului. Ai înțeles? Da. No, bun. Și apropo, sunt happy, dacă vrei să știi cine-s. Bă, mi-aș pune în cup. O, ne iartă-mă. Da, sunt handicapat, mă. Bă, frate, dar lasă-mă. Bine, băieți, hai că aici oprim videoclipul. Bă, asta e, m-am enervat. Nu se poate face nimic, nici chiar organizat. Mersi frumos că... Asta e, ce? Că eu am călcat cu mașina pe cineva. Ce zic? Hai că aici terminăm. O să aflăm în episodul următor ce s-a întâmplat până la urmă cu... această lume. Mersi încă o dată pentru vizionare, mersi pentru tot. V-am lăsat o zi frumoasă, vezi. Ciao, ciao.